Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Cred că ați auzit de el, da. Ne-am reîntors. Geometry Dash. Ei bine, eu am jucat puțin, să zic așa, niște bof camera și am făcut niște mape. Pe aici am umblat eu. Și vreau să le facem împreună. Da. Pentru că de-aia fac episodul să facem mapele împreună, logic. Hai să începem cu Stereo Madness. Bun. What? Ce noob sunt. Bine, n-am mai jucat de mult. Ok. Asta e ceva groaznic. Dar n-am mai jucat geometri deci de mult și văd că mi-am ieșit de mână. Bun. Ok. Hai, te-am văzut colțurile. Și v-aș ruga să apăsați și butonul de like și de subscribe dacă vreți să continuați seria. Eu fac aici două sau trei episoade de la început. Dacă o susțineți, apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Mi-am zis că vom continua cu acest joculeț. Foarte frumos. Ui, am luat bănuțul. Bine. Foarte frumos. Yay. Deci dacă mor aici, sunt foarte noob, frate. Cât de noob să fii, băi, să mor aici? Îți dai seama? Și în prima mapă. Aia mai ziceam că dacă erau printre ultimele, mai ziceam. Bun, și acum e partea finală. Alex să nu mor aici, pentru că e foarte important acest nivel. Muzica e destul de interesantă, acolo era să mă este, m-am făcut nivelul, bine! Și am derbocă și un nou caracter, e foarte interesant, bun. Am făcut cu un bănuț, mulțumesc frumos, da, bun. Ăsta l-am terminat, pula, ce tu frate, mai deci, când am jucat off camera, nu mi-a venit să cred că am murit la 90 de la ăsta. E că mai aveam să și terminăm. Da, de am căzut ca un nub la o chestie și aia a fost. Da. Aici cam și noi jucăm aici, că avem timp. Bam. Și bineînțeles că asta e, vezi, este versiunea full, cea cu bani. Bineînțeles, am achiziționat-o pentru voi. Și nu-mi pare rău, pentru că o să mă duc și eu. Și nu am luat-o pe aia de pe magazin preză, tot pe App Store Lite. Am luat-o pe asta cu bani. Da, pentru voi, băieți. What? Oh my fucking god! Ați văzut chestia aia? Acolo m-am bușit și data trecută. Deci, credeam că-l termin. Da, de soarta. Oh my fucking god, ok. Ce noob sunt! Haideți băieți că se poate, ne băgăm aici pe treabă. Haideți băieți. Hopa, hopa. Și vreau să-mi sugerați în comentarii ce jocuri ați vrea să mai joc și ce să mai facem și noi pe aici. Că de... Avem la... Ok, băieți. Nu se poate așa ceva. Dry out. Cum vă spuneam, să-mi sugerați jocuri care să-mi jucăm, să le cumpăr sau să le iau. Încă vă fac și pe calculator, v-am spus, de-ți meu un program de editare mai performant. Pentru a avea o calitate mai bună, pentru că ați văzut data trecută, nu a mers chiar așa de bine cu asta. Și am decis să achiziționez un program mai bun de editare, să încercăm să vedem dacă se pot strânge, da, niște, zic așa, să fie calitate, bă, să aia cea mai importantă chestie. Da, partea asta, știu, e grea. Bineînțeles, pentru un noob, dar eu nu sunt un noob, chiar dacă merg cu spatele, nu contează. What the fuck, man, la final? Oh my fucking god, dude. Ce mapă! Base after base. Cred că o și pe aceasta. În episodul ăsta voi prezenta toate mapele și, bineînțeles, o surpriză la final. Dacă rămâneți până la finalul episodului, vă voi arăta și cum este studioul de creație, ca să spun așa. Adică studioul unde îți creezi propriile tale mape în versiunea light. Nu există așa ceva decât în versiunea aceasta.
Dar dacă vreți să o luați versiunea, să zicem așa, crăcuită sau să o luați de undeva, găsiți peste tot pe site-ul piratat. Eu v-am spus, am achiziționat-o cu bani reali și aia a fost toată chestia. Da. Deci ați văzut că în momentul ăla nici măcar nu am vorbit, pentru că eram foarte concentrat, pentru că am trecut eu la partea aia când am așa ce mi-a, deci muream mereu. Deci muream, fraților, mereu acolo, la faza aia. La 40% sau 50, ceva genul. Bun! Și cum ce frumos e ei! Și acum începe greu. După muzică vă dați seama. Oh my fucking god, am trecut. Băi, ești nebun. Mamă. Deci, vă dați seama că dacă mor acum, sunt cel mai noob jucător. What? Oh my fucking god. 96% mă lași, ești nebun. Bă, mă lași. Haideți, frate, nu mai cică o dată. What the fuck? 96, frate. Ce? Uitați, frate, pentru episodul ăsta, deci pentru faza asta, să apăsați butonul de like. Eu tot vă zic. Bine, dacă vreți și voi, am așa un bonus din ori. Deci eu v-am jucat să apăsați butonul de like și de subscribe, v-am mai zis o dată. Și acum vine partea aia de care mi-e frică, dar o să trecem peste, să sperăm, uitați aici. Partea aia, da. Hei, bine, o să mai încercăm altă. Deci 96, frate, de ce? Să zice că prima încercare e norocoasă. Și chiar a fost norocoasă, dar a fost so close. Adică, so close, a fost, oh my fucking god, atât de puțin. Faza aia, mamă, frate. Dar da, ce să-i faci? Și bineînțeles că pe versiunea asta puteți să downloadați mape de alți jucători, de exemplu auto. Doar apeși odată, sau nu apeși deloc și mapa merge continuu ca un film. Ceea ce mi se pare foarte super la mapele aia, ceea ce o să fac acum. O să fac un episod de vreo 15 minute, 20, maxim. Să nu vă plictisc cu jocul ăsta, pentru că este un joculeț care nu ia multă memorie, este 2D să spun așa. Dacă nu e 3D, de fapt, nu știu cum să-mi zic eu. Da, sau close, în fine. Bun, să vă arăt acum mapele alea. Dați, unde eram, că nu mai știu. Ah, da, aici, dați pe chestia asta și dați aici map packs. Avem aici alfa și ia să vedem aici niște mape sau puteți da la search, dați pe auto și da search. Vă dau o mapă care merge singură, să vedeți acum ce se întâmplă. Ia uitați. Da? N-am făcut nicio mișcare, nu am atins ecran, ok? Deci uitați-vă ce frumos arată. Da? Să vă uitați. Deci eu nu ating ecranul, deci vă spun sigur, da? Deci mapa merge absolut singură. Nu am atins ecranul cu absolut niciun deget. Mapa merge în totalitate singură. Deci priviți. E auto. Sare singură, merge singură. Wow! Ziceți voi că mapa asta nu e epică. Wow! Totul la locul lui, iau. Deci... Ai, de capul meu. Mă, ce epică e. Oh my god. Și cu culorile alea. What? Cât de tare. Și mă, păi asta durează undeva la un minut sau două maxim. Dacă nu mai mult. Mă văd și merită foarte scuze. Deci e mapa auto, frate. E auto. Da, stai la mapa, cum vă spuneam. Și am blocat să nu culoare, dar pentru că m-am uitat la mapa asta, ce tare. Ok, haideți să vă mai arăt altă mapă.
Get it. Și uitați asta. Deci n-am atins nimic, da? Ea merge singură. De prea cum vă zic, arată foarte tare. Deci un ating nimic. Mapa merge singură. Ok, acum am atins, am făcut un test. Să văd ce se întâmplă. Dar în fine, astea sunt mapele. Și vreau acum să iau, de exemplu, pe Electrodynamics, e o muzică foarte interesantă. V-am zis. Aici e cum o imitație de de mapă de Electrodynamics, dar e jucată singură. Ceea ce e foarte de foarte apreciat, frate. Favor. Așteptam, adică câteva înțele sau ceva gen. Să zicem, wow, ce mapă epică, what the fuck. Deci, vedeți cu totul e la locul lui? Vă seama cât a stat tipul ăsta să facă mapa asta sau tipa? Cred că tipul. Wow. Oh my god. Oh my fucking god. Frate, e prea epică. Deci nu ating acum nimic, dacă ating să duce toată mapa. Vă dați seama? Oh my god. Ah, putem și noi să zburăm acolo. Dar oricum apa asta e foarte epică, mi-a plăcut foarte tare. Foarte interesantă și să mai tom la una Clutterfunk, e o muzică cam ciudățică pentru clown, să zic așa, sau de circa. Ascultați un pic, nu mai. M-am zis? Cam de clown, așa. Aici tot o imitație de mapă de Clutterfunk, dar este foarte interesant, eu așa zic. Mie unul îmi place. Wow! Ce complexitate acolo. Foarte interesant. Deci, dacă n-ai ce face și ești plictisit, iei pe geometrie și gata! Ce mai simplu. Nu mai zis, găsi și versiunea aia crecuită. Wow! Dar eu am achiziționat asta la Nato pe cea cu bani. Da. Wow! Asta deja e cam ciudat, să zic așa. Și asta e o mapă destul de epică. Totul e la locul lui, frate. Deci, uite cum totul merge perfect și bine. Deci oamenii ăștia se chinuiesc așa de mult la mapele astea. Mamă. Oh my god. Foarte tare, frate. Ei bine, băieți, cam atât și din episodul de astăzi. Eu am fost Alex și ca de obicei ne vedem data viitoare cu un nou episod de Minecraft sau Geometry Dash. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare